Singura diferență între fața blocului și podiumul de la Jocurile Olimpice este că în fața blocului nu ți se cântă imnul. Din fața blocului, printre poveștile cu cenușăreasa, deavați ascunsele, elasticul sau țară-țară vremostaș. Așa a început povestea mea cu gimnastica. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că joaca e mult mai serioasă. Nu pentru că mă speriau americancele, rusoaicele sau chinezoaicele, ci pentru că îmi doream întotdeauna să fiu cea mai bună. România continuă să se poate cu Rusia, cu China, cu Statele Unite. Nu există un domeniu unde să fim în stare de asta. Am luptat. Niciodată nu m-am dat bătută. Și am pus suflet în tot ceea ce am făcut. E important să faci totul din pasiune. Asta fac și acum. Bravo, Sandra! România e mândră de tine! România! Permite-mi să raportez. Țară, țară, vrem campioane. Căutăm împreună noua campioană olimpică a României. Sigur nu o cunoști? Intră pe vremcampioane.protv.ro. Vino pe 7 iunie la București. O campanie inspirată de Petrom.